Natalia German a devenit prim-ministru interimar al Republicii Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat de președintele Nicolae Timofti. Oamenii așteaptă din partea organului executiv decizii și acțiuni care să le ajute să-și desfășoare cu bine activitățile cotidiene. Plățile și încasările curente, ordinea publică, securitatea țării și a cetățenilor, procesele economice și diplomatice și altele, numai puțin importante, urmează să fie asigurate de o manieră responsabilă și promptă. Premierul interimar Natalia German a declarat că își dorește ca Republica Moldova să fie cât mai repede un guvern funcțional. În calitate de prim-ministru interimar, cred că nu ar fi corect să declar câteva obiective ambițioase, deoarece toate prerogativele și atribuțiile guvernului în exercițiu, guvernului interimar, sunt foarte clar definite în articolul 71 al legii cu privire la guvern. Obiectivele de bază, obiectivele principale vor fi, bineînțeles, să asigurăm funcționalitatea tuturor instituțiilor în toate domeniile prioritare, să asigurăm continuitatea proceselor și proiectelor demarate atunci când mandatul a fost deplin și, bineînțeles, să asigurăm ordinea publică la noi în țară. Eu îmi exprim totodată speranța că această perioadă de interimat să fie una cât se poate de scurtă, deoarece cetățenii Republicii Moldova au nevoie de o guvernare stabilă, de o guvernare responsabilă pentru, în primul rând, a continua acele reforme pro-europene. Președintele Nicolae Timofti a declarat că așteaptă să treacă și cel de-al doilea tur al alegerilor locale pentru a începe discuțiile cu fracțiunile din legislativ pentru numirea unui nou prim-ministru. Fostul premier Kiril Gaburici a prezentat demisia pe data de 12 iunie. Acesta a motivat că nu-și dorește ca funcția sa să influențeze dosarul său referitor la diploma de studii. Gaburici a declarat ulterior că nu va duce funcția de premier interimar. Un grup de experți ai Serviciului Federal Rus pentru Protecția Consumatorului a început luni inspectarea 6 fabrici de conserve din Republica Moldova. 3 dintre ele, Alfanistru, Natur Bravo și Iliada Plus, au prezentat deja mostre pentru testări în laboratorul specializat al Rospotrebnadzor, a declarat după întrevedere cu delegația de la Moscova Ion Sula, ministru în exercițiu al agriculturii și industriei alimentare. Oficialii moldoveni au informat delegația rusă despre sistemul avansat de producere și control al producției moldovenești destinate exportului din punct de vedere a securității și siguranței alimentare, precizează un comunicat de presă al Ministerului de Resort. Potrivit acestui expert, Rospotrebnadzor vor inspecta liniile de producere și vor avea posibilitatea de a aprecia obiectiv în ce măsură conservele moldovenești din fructe și legume corespund normelor și standardelor de calitate ale Federației Ruse. Rusia a interzis importul fructelor și conservelor moldovenești în iunie 2014. Schimburile comerciale cu Federația Rusă au fost afectate grav de embargourile introduse de Moscova la importul de băuturi alcoolice moldovenești, de legume, fructe și conserve. În 4 luni 2015, exporturile din Republica Moldova pe piața rusă au scăzut cu 52,49% față de perioada similară a anului trecut, iar ponderea acestora în totale exporturi a coborât la 11,1%, potrivit Biroului Național de Statistică. În apa râului Nistru și în cea a lacului Ghidighice a fost depistat vibrionul holeric, în timp ce nisipul de pe plajele Valea Trandafirilor, Ghidighici și râul Nistru este poluat cu ouă de helminț, avertizează Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice din municipiul Chișinău. Astfel, scăldatul în lacurile murdare și infectate cu microorganisme reprezintă un risc de a contacta maladii infecțioase, cum este hepatita virală A, bolile diareice acute, boli de piele. În acest sens, Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice din municipiul Chișinău recomandă populației să nu se scalde în apele poluate, să evite odihna în zonele poluate, să respecte recomandările de pe panourile informative plasate în zonele de agrement, să facă un duș după băile de soare. Vicepremierul pentru reintegrare Victor Osipov a plecat la Moscova, unde va avea o întrevedere cu omologul său rus Dmitri Rogozin. Aceasta este prima întrevedere dintre cei doi oficiali. Osipov și Rogozin au stabilit agenda următoarei reuniuni a Comisiei Interguvernamentale Moldoruse și au discutat despre unele subiecte economice. Precedenta reuniune a Comisiei a avut loc în anul 2013.
1500 de militari cu peste 100 de mijloace de luptă din Republica Moldova, Bulgaria, Georgia, Grecia, Polonia, România, Statele Unite ale Americii și Turcia participă zilele acestea în România la un exercițiu cu trupe în teren al forțelor pentru operații speciale. Exercițiile se desfășoară până vineri în garnizoanele Bacău, Brăila, Buzău și Constanța, în poligoanele de la Bagdad și Capul Midia și pe aerodromurile din Bacău, Boboc, Ianca și Mihail Cogălnicianu. 48,6% și 46,9% dintre votanții lui Oazon Antoi și Serafim Urechean ar fi gata să-l susțină în turul 2 de scrutin pe Dorin Chirtoac, în timp ce 51,5% și respectiv 50% din alegătorii lui Vasile Chirtoca și Oleg Brega nu știu cum să procedeze la alegerile din 28 iunie. Și democrații au declarat că îl vor susține pe Dorin Chirtoac la turul 2 al alegerilor locale, iar aproape 80% dintre alegătorii lui Ilian Cașu ar fi gata să-l susțină în turul 2 pe Zinaida Grecean. Cel puțin așa arată rezultatele unui studiu realizat de Asociația Sociologilor și demografilor din Republica Moldova. În acest an, România oferă 5.000 de burse pentru tinerii din Republica Moldova. Candidații urmează să depună dosarele la consulatele din Bălți, Chișinău și Cahul în perioada 17-31 iulie, anunță Ambasada României la Chișinău. Astfel, 1.500 de locuri sunt oferite pentru învățământul preuniversitar. 2.800 de burse sunt rezervate tinerilor care vor să obțină o diplomă de studii superioare. Totodată, 550 de locuri sunt alocate pentru masterat, 25 pentru rezidențiat, iar 125 pentru doctorat. Bursa lunară oferită de statul român constituie echivalentul la 65 de euro pentru studii de licență și 85 de euro pentru masterat și doctorat. De asemenea, bursierii beneficiază de asistență medicală gratuită și tarif redus pentru transport. Comisia Specială pentru elaborarea și aprobarea de către Parlamentul Republicii Moldova pachetului de modificări legislative în vederea susținerii agricultorilor a propus spre examinare 6 proiecte de acte legislative menite să contribuie la dezvoltarea sectorului agricol în calitate de ramură strategică a economiei naționale. Deputații au analizat propunerea de a realoca sursele financiare prevăzute de fondul rutier pentru fondul de subvenționare a producătorilor agricoli. Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor au comunicat că în acordurile semnate de Republica Moldova cu parteneri extern, în vederea reabilitării și modernizării infrastructurii drumurilor, există prevederi clare referitoare la sumele care urmează să fie transferate în fondul rutier. Prin urmare, o realocare a finanțelor din respectivul fond ar însemna asistarea debursării următoarei tranșe necesare pentru reabilitarea drumurilor. În context, președintele Parlamentului a solicitat reprezentanților Ministerului Finanțelor prezentarea unui raport privind economiile acumulate în bugetul de stat la diferite capitole în prima jumătate a acestui an, în vederea realocării acestora în fondul de subvenționare a producătorilor agricoli. De asemenea, Speakerul a declarat că va adresa un apel prin ministrul interimar Natalia German în vederea examinării bugetelor și rezervelor instituțiilor de stat pentru identificarea surselor financiare care ar putea fi transferate în fondul de subvenționare a producătorilor agricoli. Deputații au discutat cu agricultorii toate propunerile conținute în cele 6 proiecte de acte legislative. Parlamentarii propun completarea codului fiscal în vederea aplicării cote reduse de TVA în mărime de 8% pentru toate produsele agricole. De asemenea, se propune cota 0 pe un termen de 3 perioade fiscale consecutive începând cu 1 ianuarie 2015 la plata impozitului pe venit, cu o condiție de reinvestire a profitului în agricultură. 5.000 de lei. Noi scumpiri la carburanți, companiile petroliere au afișat deja prețuri mai mari cu până la 50 de bani pentru un litru. Stațiile PECO justifică scumpirile prin majorarea prețului carburanților la bursele internaționale, creșterea accizelor de la data de 1 mai, precum și deprecierea cursului oficial și comercial al monedei naționale. Cei mai afectați de acest fapt sunt șoferii, care au dat vina pe monopolizarea pieței petroliere. Totodată, potrivit Agenției Naționale de Reglementare în Energetică, un importator de carburanți intenționează să ieftinească motorina cu 20 de bani pentru un litru. Ultima majorare a prețului la carburanți a avut loc în luna februarie. Atunci prețul la benzina a crescut cu 60 de bani pentru un litru, iar la motorină cu 80 de bani. Republica Moldova a adoptat deja legile necesare pentru combaterea corupției, dar acestea nu au adus încă rezultate semnificative și în practică. Acesta este comentariul Freedom House referitor la corupția din Republica Moldova, care menționează că aceasta rămâne la nivelul ultimilor ani. Centrul Național Anticorupție a început o evaluare a integrității funcționarilor publici în luna august, iar rezultatul preliminar ar confirma corupția endemică și o înclinație spre luare de mită. Lipsa de soluționare în cazurile netransparente și scandaloase ale Băncii de Economii și Aeroportului Internațional Chișinău a continua să ridice întrebări cu privire la voința politică de a combate corupția la nivel înalt, se arată în raportul Freedom House. Astfel, potrivit celor relatate, corupția în Republica Moldova este evaluată la un scor de 5,75, la fel ca și în anii 2013-2014.
Alianța Nord-Atlantic va trimite experți militari în Republica Moldova. Experții vor ajuta la reformarea armatei Republicii Moldova, cu toate că aceasta nu este o țară membră, ci doar un partener al NATO. Alianța nu va ajuta în mod direct Republica Moldova cu bani sau echipamente militare. Va fi mai mult o formă de protecție pe fondul situației tot mai tensionată din estul Europei. Potrivit unui oficial de rang înalt al NATO, organizația se va implica activ în consolidarea capacităților de apărare a Republicii Moldova și va acționa în trei direcții foarte clare. Va oferi asistență legislativă în domeniul securității naționale, mai mulți experți ai organizației vor merge în Republica Moldova și vor ajuta la reformarea sistemului militar al țării. NATO va facilita demararea unor discuții între oficialii moldoveni și țările care ar putea furniza echipament militar. Ministrii apărării din țările membre NATO vor lua la Bruxelles decizia oficială prin care NATO va trimite experți în Republica Moldova pentru a reforma armata și va mijloci relații cu țările furnizoare de armament. În același timp, ministrii apărării analizează și posibilitatea înființării la Chișinău a unui birou al Alianței care să fie în contact direct cu sediul central de la Bruxelles. O schemă de export ilegal de chihlimbar prin acțiuni de corupere a fost deconspirată de CNA și procurorii anticorupție. Administratorul unei întreprinderi de transport internațional de mărfuri a fost reținut pe aeroportul internațional Chișinău. Potrivit datelor anchete, acesta ar fi încercat în complicitate cu lucrătorii vamali să scoată ilegal din Republica Moldova aproape o tonă de pietre semiprețioase de chihlimbar, care urma să ajungă clandestin în Hong Kong prin coruperea persoanelor publice responsabile de controlul regimului vamal și de frontieră. Astfel, încărcătura de aproximativ 1000 de kilograme de chihlimbar urma să ajungă la destinația finală cu ruta aeriană Chișinău-Istanbul, 32 de locuri fiind rezervate în acest sens. Potrivit unor estimări preliminare, valoarea unui kilogram de chihlimbar pe piață poate varia între 1500 și 3000 de dolari la consumatorul final. Administratorul SRL-ului de transport internațional a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul de urmărire penală al CNA, iar încărcătura a fost ridicată. Procurori și ofițerii de urmărire penală urmează să stabilească valoarea prejudiciului, precum și să identifice toți factorii de decizie din cadrul mai multor instituții publice implicate. Conducerea urmăririi penale este în gestiunea Procuraturii Anticorupție. Doi minori au fost răniți în timpul unui miting preelectoral care a avut loc în comuna Băcioi. O grenadă cu gaz lacrimogen a explodat rănind cele două victime. Incidentul a avut loc la data de 22 iunie. Potrivit serviciului de presă al Institutului Medical de Urgență, doi minori, un băiat de 10 și respectiv o fetiță de 5 ani, au ajuns la spital cu intoxicații chimice acute. Sosiți la fața locului, echipa medicală de urgență a acordat primul ajutor medical, după care pacienții au fost transportați la Institutul Mamei și Copilului pentru tratament medical recuperator. Sergentul inferior al bazei militare de instruire a Armatei Naționale a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu suspendare. Acesta a aplicat violența asupra 6 camarazi din subordine, cauzându-le vătămări corporale. Sentința este cu drept de atac. Cazurile au fost depistate de Procuratura Militară Chișinău în cadrul unor controle efectuate la baza militară de instruire a Armatei Naționale. Acestea erau cunoscute persoanelor cu funcție de răspundere din cadrul unității militare, însă nu a fost sesizată procuratura. Astfel, procurorii militari au pornit urmăriri penale pe mai multe infracțiuni, printre care acte de violență săvârșită asupra militar și încălcarea regulilor statutare cu privire la relațiile dintre militari, dacă între ei nu existau raporturi de subordonare și dezertare. Fostul director al Inspectoratului Fiscal de Stat, Nicolae Vicol, a fost dat în urmărire națională și internațională, acesta lipsind și la verdictul de pe data de 18 iunie, prin care a fost condamnat la 6 ani de închisoare. Anunțul a fost făcut de către șeful interimar al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Cafcaliuc. Amintim că pe 18 iunie, Nicolae Vicol a fost condamnat la 6 ani de împușcărie cu executare într-un penitenciar de tip semi-închis. Acesta nu a fost prezent la ședință pe motiv că se afla la tratament în România. Numele fostului șef al Inspectoratului Fiscal de Stat, Nicolae Vicol, figurează într-un dosar penal pornit pentru acte de corupție comise de persoane cu funcții publice din cadrul instituției. Vicol este învinuit de abuz de serviciu, favorizarea infracțiunii și încălcarea inviolabilității vieții personale. Liderii europeni își doresc formarea unei guvernări stabile în Republica Moldova. Mesajul ferm a fost transmis de înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afacerea externă și politică de securitate, vicepreședintele Comisiei Europene, Federica Mogherini, la o întrevedere avută cu premierul interimar Natalia German. În cadrul discuțiilor, părțile au evaluat progresul Republicii Moldova în implementarea agendei de integrare europeană și rezultatele reformelor realizate în contextul punerei în aplicare a prevederilor acordului de asociere Republica Moldova-UE. De asemenea, oficialii s-au referit la situația politică internă din Republica Moldova, precum
precum și la cea regională. În particular a fost abordată cooperarea moldo-comunitară în domeniul politicii comune de securitate și apărare, precum și participarea Republicii Moldova la misiunile sub egida Uniunii Europene. Natalia German a informat partenerii europeni despre ultimele evoluții în procesul de soluționare a conflictului transnistrean. Ministerul Economiei a îndemnat antreprenorii din Republica Moldova să participe la proiectul dezvoltare afacerilor inovatoare pentru o creștere economică durabilă la nivel local. Acest proiect este prevăzut pentru anii 2015-2017 și este realizat cu suportul PNUD Moldova. Dosarele eligibile pot fi depuse de întreprinderile private micro, mici și mijlocii din Republica Moldova în proporție de cel puțin 75%. De asemenea, întreprinderea trebuie să aibă deja 2 ani de activitate, care lucrează în orice sector industrial, excepție făcând serviciile de catering, care oferă doar băuturi alcoolice, cazino, nourile, jocurile de noroc și activități similare. Totodată, solicitanții nu trebuie să aibă datorii față de bugetul de stat, pierderea acumulată care să depășească valoarea capitalului propriu și să nu fie condamnați pentru infracțiuni legate de operațiuni de afaceri. Potrivit Ministerului Economiei, proiectul este orientat spre stimularea dezvoltării inovațiilor prin oferirea finanțării pentru produse, servicii și tehnologii noi sau îmbunătățite, orientate spre piață, cu un potențial mare de comercializare. Solicitanții vor beneficia de o sumă maximă de $8,000 sau de maximum 60% din valoarea totală la proiectului. Cofinanțarea, cel puțin 40%, urmează să fie asigurată de către solicitant de investițiile sale proprii sau din alte surse. Menționăm că proiectul și bugetul acestuia trebuie să fie planificat astfel încât să fie finalizat în termen de 12 luni. Data limită de depunere a dosarelor este 27 iulie. O persoană a avut nevoie de ajutor după ce o placă de beton s-a prăbușit peste ea în timpul efectuării unor lucrări la o construcție. Totul s-a întâmplat în Chișinău. Pompieri au fost solicitați pentru intervenție. Ajunși în câteva minute, salvatorii au stabilit că un bărbat în vârstă de 31 de ani e traumat în urma căderii unei plăci de beton peste el. Vecinii care au alertat echipele de intervenție au scos bărbatul de sub placă, așteptând asistența specialiștilor. Pompierii au acordat primul ajutor calificat până la venirea ambulanței. Echipele de intervenție au reușit stabilizarea persoanei, iar ulterior aceasta a fost transportată la spital. Comisia Națională de Examene a aprobat orarul pentru organizarea și desfășurarea sesiunii suplimentare pentru absolvenții de gimnaziu și candidații la bacalaureat. Examenul repetat este organizat pentru candidații care, din motive obiective, nu s-au prezentat la sesiunea de bază și cei care nu au luat note de trecere. Potrivit Ministerului Educației, pentru a putea participa la sesiunea suplimentară, candidații la bacalaureat nominalizați trebuie să depună o cerere la centrul de bacalaureat în care au susținut examenele. Sesiunea suplimentară pentru absolvenții de gimnaziu va avea loc în perioada 1-6 iulie. Pe data de 1 iulie va fi organizat examenul la limba română pentru Alolink, pe 2 iulie la matematică, 3 iulie la limba de instruire, iar pe 6 iulie la istoria românilor și cea universală. În cazul candidaților la bacalaureat, sesiunea suplimentară va fi organizată în perioada 16-23 iulie. Astfel, pe data de 16 iulie, candidații vor susține examenul la limba și literatura română pentru Alolink, pe 17 iulie la limba de instruire, pe 20 iulie la limba străină, pe 21 iulie la disciplina de profil, iar pe 22 iulie la disciplina la solicitare, ultimul examen din sesiunea suplimentară de bacalaureat, limba maternă pentru elevii ucraineni, găgăuzi și bulgari, va fi organizat pe data de 23 iulie, se spune într-un comunicat al Ministerului Educației. Deși Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a transmis Ministerului Finanțelor ordinele de plată pentru achitarea subvențiilor restante din 2014 producătorilor agricoli, banii așa și nu au ajuns la destinatari. Anunțul a fost făcut de președintele Uniunii Asociațiilor Producătorilor Agricoli, Unia Agroprotec, Alexandru Slusăr. Potrivit lui Slusăr, valoarea subvențiilor promise agricultorilor încă în anul trecut se ridică la 100 de milioane de lei. Unii agricultori așteaptă de aproximativ un an achitarea subvențiilor, iar marea majoritate este în așteptare deja de 8-9 luni. În această perioadă, leul s-a devalorizat aproximativ cu 35%. Pe sumele neachitate nu este posibil de calculat penalitatea, spre deosebire de sumele impozitelor neachitate la timp statului, a mai precizat Alexandru Slusăr. Ministerul Educației avertizează sistemul de învățământ este în criză de cadre didactice. Peste 1000 de profesori sunt necesari în școlile din țară pentru a ocupa locurile disponibile în anul de studii 2015-2016. Totodată, în această vară, peste 3000 de tineri au absolvit facultățile pedagogice. Reprezentanții Ministerului Educației au constatat însă că oferta de specialiști propusă de instituțiile de învățământ superior nu corespunde necesităților școlilor. Peste 500 de absolvenți au fost repartizați în instituții, iar restul urmează a fi identificat de administrațiile gimnaziilor și liceelor.
Reprezentanții Moscovei și cei ai Chișinăului s-au întâlnit din nou pe fondul tensiunilor politico-economice dintre Federația Rusă și Republica Moldova, fără a rezolva însă nimic exact din multele probleme aflate pe agenda bilaterală. Vice-prim-ministru al Republicii Moldova, Victor Osipov, s-a deplasat miercuri la Moscova pentru a discuta cu omologul său rus, Dmitri Rogozin, în cadrul Comisiei Interguvernamentale Moldoruse de colaborare economică. Cei doi au discutat despre înlăturarea barierilor în comerțul bilateral, dezvoltarea și extinderea cooperării în sectorul agroindustrial, colaborarea în domeniile energetic și transporturi, precum și în sfera social-umanitară. Partea moldovenească a subliniat importanța intensificării dialogului în vederea eliminării restricțiilor tarifare și netarifare aplicate de Federația Rusă la importul mai multor categorii de mărfuri de origine moldovenească. Totodată, partea rusă și-a exprimat disponibilitatea pentru a identifica soluții la problemele existente, în special la exportul băuturilor alcoolice, producției pomile gumicole procesate, producției de origine vegetală și animală pe piața rusă. Cei doi oficiali au menționat necesitatea de a finaliza negocierile în vederea semnării unui pachet de acorduri bilaterale ce reglementează problematica respectivă. Un subiect aparte al dialogului a vizat ultimele evoluții în dosarul transnistrean, situația social-economică din regiune, precum și perspectivele procesului de negocieri în formatul 5+2. România este cointeresată ca Ucraina și Republica Moldova să fie state suverane, puternice și unitare, a declarat pentru un portal de știri ambasadorul României la NATO, Stelian Stoian, referindu-se la schimbarea radicală a relațiilor dintre Ucraina și România după începutul crizei ucrainene în anul 2014. Ambasadorul a menționat că Kievul nu mai percepe România ca pe un potențial inamic. Acum țările noastre fac ceea ce nu am făcut până acum. În timpul apropiat vor urma evenimente foarte interesante, a spus Stoian. După summitul NATO din septembrie 2014, Alianța Nord-Atlantică realizează un complex de măsuri pentru consolidarea securității la hotarele sale externe. În acest context trebuie examinate și măsurile privind realizarea inițiativei NATO, consolidarea capacității de apărare pentru Republica Moldova. În cazul unei abordări serioase din partea conducerii țării și structurilor naționale abilitate, există toate premisele pentru edificarea în Republica Moldova unui sistem eficient și modern de securitate și apărare națională, a menționat ambasadorul României la NATO. Stoian a mai declarat pentru același portal că formele și prioritățile concrete de cooperare a Moldovei cu NATO trebuie să fie stabilite la Chișinău. Republica Moldova trebuie să decidă ce dorește de la NATO. Cum veți decide, așa va fi, a asigurat ambasadorul. Moldovenii care muncesc peste hotare trimit tot mai puțin bani acasă. Valoarea transferurilor de bani către Republica Moldova efectuată de peste hotare prin intermediul băncilor în favoarea persoanelor fizice a atins în primele 5 luni ale acestui an circa 440 de milioane de dolari, cu peste 260 de milioane mai puțin decât în anul trecut. Potrivit datelor oferite de Banca Națională a Moldovei, în luna mai au fost înregistrate remitențe în valoare de aproape 100 de milioane de dolari, cu peste 48 de milioane de dolari mai puțin decât anul trecut. Statistica arată că în primele 5 luni ale acestui an, cele mai multe transferuri s-au făcut în euro, peste 42%, alte 27% în dolari, iar aproape 24% în ruble rusești. Autoritățile de la Tiraspol amenință Chișinăul cu introducerea regimului de vize pentru locuitorii din dreapta Nistrului și aplicarea unei taxe de 100% la importul produselor fabricate de întreprinderile din dreapta Nistrului. Un anunț în acest sens a fost făcut de către șefa Departamentului de Externe de la Tiraspol, Nina Ștanski, într-o scrisoare adresată reprezentanței ONU în Republica Moldova. Ștanski a argumentat că aceste măsuri vor veni ca răspuns la instituirea așa numitei blocade economice în regiune de către Chișinău și Kiev. Precizăm că administrația din stânga Nistrului amenință și cu naționalizarea capitalului companiilor aflate în regiune, dar înregistrate la Chișinău, precum și cu inițierea dosarelor penale pe numele demnitarilor moldoveni care nu vor respecta așa zisa Constituție a autoproclamate republici. Deocamdată autoritățile de la Chișinău nu au comentat acțiunile Tiraspolului. Ziua lucrătorului medical și a farmacistului a fost marcată și la Orhei. O zi în care realizările care le-am obținut pe parcursul anului se fac mai vădite, le spunem pe nume. A fost un an foarte bun pentru Spitalul Raional Orhei, însă suntem tot timpul cu gândul la problemele care ne persistă. Insuficiența de asigurare cu dispozitive medicale a instituțiilor, îmbătrânirea și insuficiența cadrelor în Spitalul Raional Orhei, dar acestea nu ne fac sărbătoarea de astăzi să fie mai plăcută. Cu amintiri, recunoștință și cu sfaturi pentru tinerii doctori s-au adresat foștii medici. Я хирург, работал здесь около 30 лет за хирургическим отделением, а всего я проработал здесь 40 лет. Я рад тому, что мне сейчас представился случай в день медработника увидеть своих старых коллег, с которыми вместе мы
на мой взгляд, творили большое дело, спасая тысячи людей по всем специальностям. Я не буду только как мы как хирургия, также есть, имеется много других специальностей, травматология, акушерство, инфекция, очень много. И это действительно люди в белых халатах, которые от всей души, независимо от условий, дефицитов и так далее, спасали и спасают тысячи людей. Может, уместен суфлет? Тот из питеца и фельдчит, кари, что есть бетры, что есть тинер, кари лукрядзе, с лукрядзе мульца ань наинте. Лаборант высшей категории. Проработала 40 лет в районной Эргейской больнице, которая очень благодарна всем специалистам. Очень красиво обращались, которые и с людьми, и с нами, нашим персоналом, лаборатории, которые работали день и ночь ради здоровья и благополучия людей. Потрудились Синьян, который питал из там, Кинерешти, Волкрат Кумени, Укрискут, я катастрофный бед, Фурмош, слаб пенсии, отдых несколько. Все лукреды чинстит, чтобы приму лук треба Софии лукру, чтобы пиормы алт. Și reprezentanții autorităților au felicitat medicii cu ocazia zilelor profesionale. Stimați colegi, medici, medici stomatologi, farmaceuți, medicii medicinii preventive, stimate asistente, stimate moașe, stimați colegi ai serviciului tehnic din instituția în care suntem astăzi și stimați veterani. Sunt astăzi împuternicit să vin aici în fața dumneavoastră din partea legislativă pentru a vă aduce un cuvânt de mulțumire pentru ceea ce faceți dumneavoastră zi de zi, pentru succesele pe care le avem noi împreună. Cei de peste 1000 de lucrători în sistemul de sănătate zi de zi își aduc aportul pentru bunăstarea societății noastre a raionului Orhei. Stau la dispoziția celor 130.000 de locuitori a raionului și eu sunt sigur că dumneavoastră sunteți și zi și noapte cu cea mai mare grijă față de societate, fiindcă ei anume trebuie să fie sănătoși, ei trebuie să contribuie la situația social-economică a raionului nostru și a Republicii întregime. De aceea eu cred că și pe viitor, administrația publică locală, cât de nivelul 1, nivelul 2, va face tot posibilul ca dumneavoastră să aveți posibilitate să oferiți servicii medicale cât mai bune. În această zi, pentru toți medicii din raionul Orhei, a cântat soprana Tatiana Costiuc. Ziua lucrătorului medical și a farmacistului se sărbătorește în fiecare an în a treia duminică a lunii iunie, fiind instituită prin decret prezidențial în 1994. Yeah.
Sărbătoarea pe teritoriul penitenciarul numărul 17 din orașul Rezina. Biserica cu hramul icoana Maicii Domnului, bucuria tuturor celor scârbiți, a fost sfințită de un sobor de preoți. După 5 ani de activitate, lacașul sfânt a fost reparat cu ajutorul deținuților, dar și a angajaților instituției penitenciare. Această Sfântă Biserică deja are câțiva ani de când activează, deși preotul venea de mai mult timp, dar biserica pe care o avem astăzi așa amenajată a fost construită în 2010, altfel a fost săvârșită Sfântă Organizația Liturghiei și a fost sfințită de către un sobor de preoți și în frunte cu Părintele Plagocin al răunului nostru. Astăzi, la fel, am săvârșit Sfântă Organizația Liturghiei cu ocazia faptului că s-au petrecut niște lucrări de reparație interioare și de amenajare a bisericii, la care, la invitația mea ca preot, paroh, acest Sfântul locaș a colaboratorilor, cât și a deținuților, am făcut invitații preoților care au participat la Sfântul Organizației Liturghiei și în special Părintelui Plăcocin Igor Cojocar, care a condus, de altfel, această sfântă slujbă frumoasă. Este un eveniment frumos, semnificativ pentru noi toți cei care privetăm acest sfânt locaș, atât cât pentru colaborator, cât și pentru deținuți, la fel și pentru mine, cel care am posibilitate să vizitez acest loc și să mă rog împreună cu toți cei care sunt setoși de Cuvântul lui Dumnezeu. În penitenciarul 17 Rezina astăzi a avut loc un eveniment foarte important. A fost renovată biserica, a fost efectuate reparații, fapt pentru care a fost sfințită de către preoți creștini ortodoxi. De asemenea, au participat deținuți care s-au împărtășit, care permanent frecventează biserica penitenciarului. După liturghie, deținuții au primit și Sfânta Împărtășanie. Prezența unui lăcaș sfânt pe teritoriul unui penitenciar are o încărcătură simbolică aparte. Cei care își spășesc pedapsa pot oricând veni aici să-și găsească alinarea și împăcarea cu propria persoană. Deținuții care se află în închisoare sunt într-o stare de depresie, iar biserica, așa cum o numim, care este o corabie care ne duce la limanul mântuirii și ne aduce la Hristos, este cea care poate să vorbească cu ei, adică preotul, cel care este slujitor în acest sfânt locaș, să vorbească cu ei, să-i povățuiască, să-i îndemne, să-i susțină și să-i aducă prin pocăință în fața lui Dumnezeu. Pentru că, așa cum spune Hristos, nu este om fără de păcat, iar prin pocăință Dumnezeu iartă și primește pe fiecare într-o împărăția sa. Respectiv, biserica este cea care ascultă durerile deținuților, biserica este cea care îi sprijine, biserica este cea care îi unește și îndeamnă ca să înalță rugăciuni într-un acest sfânt locaș. Este important că în penitenciarul numărul 17 din Rezina este această biserică și aici au posibilitate să se adune deținuții pentru a înalța rugăciuni în fața lui Dumnezeu. Suntem recunoscători și mulțumitori colaboratorilor penitenciarului care ne susțin întru totul și ne acordă ajutor, inclusiv și la amenajarea acestei mici capele. Orice creștin, orice cetățean din Republica noastră are dreptul la rugăciune, are dreptul să exprime credința lui în mod individual și în mod public, prin rugăciune, prin Sfântă Liturghie. De aceea, pe lângă fiecare instituție de penitenciar din Republica Moldova, prin acordul bilateral între Ministerul Justiției și Metropolia Moldovei, desfășoară activitate capele, paraclise sau biserici în aceste instituții, care acordă servicii sociale, filantropice,
filantropice și religioase deținuților, pentru că și ei au nevoie de consiliere psihologică și religioasă, precum și ceilalți cetățeni, ceilalți creștini, dincolo de gardul sau, spunem așa, gratele închisorilor. Deci este bine venit și actualizat această acțiune a desfășurărilor rugăciunilor și spovedanie și mărturisire. Avem cazuri când se botează și cei mici și cei mari pe lângă instituții de penitenciare, se cunună deținuții și preoții sunt chemați să se le vorbească despre bunătate, despre iertare, despre împăcare cu cei învrăjbiți, despre pocăință, despre mărturisire. Pentru contribuția importantă adusă la renovarea lăcașului sfânt, atât deținuții cât și angajații penitenciarului au fost răsplătiți cu diplome de merit. Diplomă se binecuvintează domnul Maior Popovici Mihaiel pentru susținerea și ajutorul acordat bisericii cu hramul Icoana Maicii Domnului, bucurie tuturor celor scârbiți din încetă penitenciarul numărul 17 în orașul Rezina. Deci, vă aducem sincere și mulțumiri cu această diplomă și vă felicităm în continuare, vă dorim toate bune ca să fiți alături de această biserică. Mulți întrăiască, mulți întrăiască, așa cum se menționează într-o rugăciune, că nu este un fără de păcat și sigur suntem toți egali în fața lui Dumnezeu și dat fiind faptul că avem nu numai cei care ne aflăm în libertate, fiindcă nici noi nu suntem scutiți de păcat, de încălcare a legii, atât cele dumnezeiești și a celorlalte legi, dar și niște cei care se află aici. La fel avem toți nevoie de Dumnezeu și avem toți nevoie de un loc deosebit, precum este această Sfântă Biserică, pentru că să ne adunăm într-o rugăciune comună în fața lui Dumnezeu și Maicii Domnului, care este de altfel ocrotitoarea și Iisus sunt locaș. La penitenciarul numărul 17 din Rezina își ispășesc pedapsa 350 de deținuți. 97 dintre aceștia sunt condamnați pe viață. La Orhei a fost marcată Ziua Energiei Durabile. Evenimentul a făcut parte din Săptămâna Europeană a Energiei Durabile 2015, desfășurată în întreaga țară. Potrivit reprezentanților proiectului demonstrațional, centrala termică din Orhei va trece de la alimentare cu gaze naturale la combustibil regenerabil. În cadrul clădirilor publice și locative vom face izolări, vom reduce consumurile de energie termică cu aproximativ 30-40%, în dependență de caz, iar în sectorul locativ, locatarii care vor fi participanți la acest proiect vor avea posibilitatea să-și regleze consumul de energie termică în dependență de posibilitățile și necesitățile lor. Adică fiecare apartament va putea regla consumul de energie termică dacă va dori mai mult sau mai puțin să se încălzească. Deci asta este în principiu ce presupune acest proiect. Pentru realizarea acestui proiect, care mai presupune și schimbarea ferestrelor și ușilor în blocurile de locuit, Comisia Europeană a alocat 1 milion de euro. Aceasta este Săptămâna Europeană a Energiei Durabile în întreaga lume și toată populația implementează această Săptămână Europeană a Energiei Durabile. Doresc ca un viitor energetic. Copiii au demonstrat în felul lor cum înțeleg ei energia durabilă, participând la concursul desenelor pe asfalt. Proiectul de eficientizare a energiei va dura 2 ani și jumătate. Împreună putem salva o viață. La Casa de Cultură din orașul Râbnița a avut loc un concert de caritate în susținerea lui Stanislav Ciornenco, care a fost implicat într-un accident rutier. Acțiunea de caritate a fost posibilă grație formației Doredos. Pe scenă au răsunat compoziții ale artiștilor din localitate. Мы были невольными свидетелями этой трагедии, и как-то запечатлилось очень в памяти нам этот момент. Мы как раз ехали с концерта, и вот буквально за 5 минут до нас, как мы ехали, вот случилась вот эта беда. Ну и как-то вот смотрели, что мальчики, вот друзья его,
как-то стараются это все помочь ему. И мы подхватили эту волну. Почему нет? Мы можем это сделать. И это в наших силах. И нам как бы хотелось бы тоже ему чем-то помочь. Мы не можем помочь материально, но зато мы можем собрать воедино людей, которые, может быть, помолятся за него, может быть, помогут ему материально. И вот эта вот одна эта добрая энергия соединится и как-то повлияет на его выздоровление. Трагедия, prin care a trecut Stanislav, nu a lăsat rece pe nimeni. La concertul de caritate au venit sute de locuitori ai orașului Râmnița. Un stan крайне тяжелое, но стабильное. Пока изменений в лучшую сторону нет, и в худшую тоже нет. Врачи говорят, что у него повредился мозг. Лечение проходит в Кишиневе. Его перевезли с Рыбницы в Кишинев. Конкретную сумму врачи не называют. Мы собираем деньги на лечение, на реабилитацию последующую. Я знаю только, что сутки в реанимации стоят более 100 долларов. Это уже большая сумма. La evenimentul de caritate au fost colectate peste 700 de dolari americani. Cei care vor să-l ajute pe Stanislav pot dona bani pe conturile afișate pe ecran. Un concurs de bucate vânătorești s-a desfășurat în localitatea Trebujeni din raionul Orhei, consacrat aniversării a 140 de ani de la fondarea Societății Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova. La competiție au participat zeci de vânători din raion. Deschiderea solemnă a evenimentului a început cu arborarea drapelului Societății Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova și intonarea imnului. Așa cum se cuvine, la întâlnirea vânătorilor au fost organizate diverse competiții care au fost apreciate de un juriu, ridicarea halterei de 24 de kilograme, sporting, tragerea canatului, echipele de vânători și-au prezentat aturile activităților sale, concurs de chemătoare, expoziția trofeilor, umor vânătoresc, dar și tradiționala bucătărie vânătorească. Prin astfel de acțiuni vor să transmită experiența de o viață tinerilor vânători, așa cum au preluat-o și ei la vremea lor. O sărbătoare foarte mare, cu 140 de ani de la deschiderea vânătorii buneilor noastre, buneilor, a părinților și până în ziua de azi, adică tot ce este, cum vedeți, suntem adunați la așa o poleană frumoasă înspre Orhei vechi, Trăbujeni, Cărnul Trăbujeni, care este secretată pentru toți vânătorii din raion și chișa întregii republici care vor să vină. Cum vedeți, azi avem o sărbătoare cu grătare, cu cazanele făcute cu diferite mâncări, diferite jocuri sportive, aceeași tragere la țântă, în trecere, vreau care o să fie competiți, tragere la canat. Deci, sărbătoare care este sotăcărată azi pentru aceea ca toți ce au venit după noi, care au fost până la noi, care noi am luat obiceiul de la dâns, să vină și să facă mai departe așa cum facem noi. Sunt vânători acum de 16 ani și la competițiile, la ziua vânătorilor participăm practic în fiecare an. Ne stăduim să organizăm cât mai frumos să fie o zi demnă că a vânătorilor, să participăm la concursurile de tragere la țintă. Teamă asta cum ne merge. Ne merge la tras bine, ne merge. Depinde de dispoziții, depinde de timp, depinde de colectiv și de tot cei care ne înconjoară.
Asta este o zi într-adevăr destul de interesant pentru vânători, că vânătorii asta sunt fel de oameni care trebuie să aibă un hobby la asta, că orice om vânător nu poate să fie. Și ne străduim să menținem toate tradițiile care au fost transmise din strămoși noi și la tinerii vânători mai departe. Bucatele vânătorești sunt pregătite după rețete speciale. Sunt cărnăciori pregătiți pe rețetă din carne de casă, carne de vită și carne de purcel de casă. Totul e natural, fără adăusuri. Aici avem un jambon tot de casă, din porc de casă crescut, natural. Singur l-am preparat, l-am marinat și sperăm că să avem o gustare foarte bună. Plin de voie bună și entuziasmați, vânătorii s-au felicitat reciproc. Îi felicităm cu ziua vânătorilor și le spunem încă o dată mulțumesc că ne-am întâlnit. O mare plăcere să vedem așa ceva. Și noroc, sănătate și le mai și câte iepuraș. Suntem într-un loc pitoresc, în Orheiul Vechi, în Orheiul Vechi. Și s-au adunat aici toți vânătorii din răon Orhei. Le dorim mult sănătate, un vânat bun, fără primejdii și la mulți ani înainte. Ștefan cel Mare, eu alungate, piturși și-au rămas pământurile noastre cu frumusețe, cu păduri, cu râul Răut. Noi ne mândrim cu tot ceea ce iese pe fața pământului și lumea astăzi se mulțumește cu ce a rămas de la străbunii noștri și noi lăsăm la copiii noștri și la nepoții noștri. Noi suntem echipa de la Chiperșeni, echipa de vânători, suntem 28 de vânători, la fața locului suntem 22. Avem trei feluri de bucate, le gătim, iar ca vedeți aici avem rași, acolo avem pripeliță și în partea asta avem iepuraș. Și de casă. Și ne gândim ca să facem o gustărică bună și să petrecem frumos. În timp ce unii vânători găteau bucatele, alții și-au demonstrat abilitățile în tragerile la țintă. Alături de vânători au fost și copiii, care le-au dat o mână de ajutor.